Bine ați venit, dragi urmăritori! La acest videoclip vreau să vorbesc despre mutarea plantelor dintr-un ghiveci mai mic într-un ghiveci mai mare. Să știți că sunt momente în care trebuie să mutăm plantele dintr-un ghiveci mai mic într-un ghiveci mai mare, chiar dacă nu este o perioadă recomandată, așa cum este toamna. Deci toamna nu se recomandă mutarea plantelor dintr-un ghiveci mai mic într-un ghiveci mai mare și, bineînțeles, schimbarea substratului. Pentru că plantele de obicei intră într-o perioadă de repaus, după care primăvara trebuie să le împrospătăm substratul și să le oferim un spațiu mai mare la nivelul rădăcinilor. Dar, de exemplu, eu am câteva plante care trebuie mutate dintr-un ghiveci mai mic într-un ghiveci mai mare pentru că nu mai au stabilitate. Au crescut foarte mult și nu mai au stabilitate în ghiveciul în care se află. Și sunt plante pe care nu putem să le tăiem. Am adus aici pe masă niște substraturi din gama Flortis, sunt produse firma Flortis, pe care eu le-am procurat de la magazinul online www.semiteplante.ro. Eu am fost la magazin special să procur acest sac, care este un substrat recomandat pentru mușcate, după cum vedeți și pe această poză, pentru că am avut foarte multe întrebări de substratul pe care îl folosim. Ați văzut că eu la marea majoritatea plantelor folosesc turbă. Dar sunt saci mai mari, saci mai mici nu prea se găsesc și dacă sunt saci mai mici au 100-150 de litri și transportul ar costa foarte mult. Și sunt persoane, cred că acelea care mi-au pus întrebări, care nu au nevoie decât de, nu știu, de 20, 30, 40 de litri de substrat pentru aproximativ 20-25 de ghivece. Și am găsit această soluție și v-am prezentat această soluție specială pentru mușcate. Dar, ajungând acolo, am constatat că gama Flortis este foarte completă. Și, după cum știți, eu am un proiect și citrice, acel lămâi pe care îl mulțesc. Deja dintr-un lămâi, în 4 luni de zile, am aproximativ 27 de plante. Adică aproximativ pentru că nu mai sunt sigur, am dat câteva plante și nu mai știu sigur câte am dat. Nu le-am vândut, le-am făcut cadou. Și am luat și un sac de substrat pentru citice, special pentru citice, pentru că mulți lămâi sunt în pahare mici și, bineînțeles, în primăvară trebuie mutate în ghivece mai mari. Și o să folosesc acel substrat în speranța că o să meargă foarte bine. De fapt, sunt convins că o să meargă bine, fiind un substrat făcut de profesioniști, fertilizat cu exact ce trebuie pentru acea plantă, pentru citrice. Aici avem un substrat acid, cred eu, special pentru hortensii. După cum știți, hortensiile își modifică culoarea florilor în funcție de aciditatea solului. Și acesta este recomandat la plantarea hortensiilor chiar și în sol, pentru a obține un colorit mai deosebit la flori. Și am ajuns și la acest sac, care este un substrat special pentru semănat. Anul trecut, în timpul iernii, când am început semănăturile de legume, de răsaduri de legume, toată lumea a întrebat ce folosim la semănat. Și am găsit acest substrat care are 45 de litri, acest sac are 45 de litri și este exact ce trebuie pentru a obține răsadurile pentru grădină normală, nu știu, în jur de 400-500 de fire și avem aici cantitatea necesară și pentru semănat și pentru repicat. Adică vă spun că putem să folosim acest substrat și la repicarea plantelor din alveolele mici în alveolele mari. La acest substrat o să revin în momentul în care o să încep să semăn răsadurile de legume. Am mai luat eu și acest substrat pentru bonsai. Să știți că eu sunt foarte atras de bonsai pe care îi văd. Bineînțeles, la vânzare nu am încă unul. Chiar am vorbit cu cineva care face bonsai și aș vrea să învăț câte ceva despre aceste plante, pentru că sunt niște plante deosebite și foarte greu de obținut. Și, bineînțeles, pentru plante suculente, în speță cactus. Dar să știți că acest substrat care are poza asta numai cu cactus se poate folosi foarte bine la suculente. După cum știți, eu am plante suculente Semper Vivum pe care le mulțesc și pot să vă spun fără nicio reținere că dintr-o singură plantă în decursul a 3 ani de zile cred că am obținut în jur de 1500 de plante prin o mulțime
exponențial, adică recoltam pui și de la plantele pe care le rădăcinam. Este o plantă care se mulțește foarte ușor și acum, chiar astăzi am umblat la o parte din pui pe care trebuia să-i vând, pentru că turba pe care am folosit-o a reținut foarte bine apa, nu știu ce s-a întâmplat acolo și foarte multe au putrezit, s-au stricat, s-au putrezit. Și am pus o altă serie la înrădăcinat și am folosit acest substrat. Atunci m-am gândit să filmez, în ideea că este făcut special pentru plante suculente și o să dreneze mult mai bine. Acum o să vedem rezultatele în primăvară. Acum o să folosesc acest substrat la doi cactuși pe care i-am eu de vreo 2 ani de zile, sunt semănați din semințe. A fost tot așa un experiment pentru mine, am semănat niște semințe de cactus pentru că mi se părea ceva ieșit din comun. Și am obținut 2 plante care au crescut foarte bine și foarte frumos. Și vreau să le mut într-un ghiveci mai mare pentru că nu mai au stabilitate, au crescut foarte mult și ghivecele pe care le au sunt mici. Acestea sunt plantele despre care vă spuneam. Sunt 2 cactuși care mie îmi plac foarte mult, mai ales în condițiile în care sunt semănați din semințe de mine în urmă cu aproximativ 2 ani. E o operație destul de dificilă, mutarea cactușilor. Îmi folosesc acest substrat, da? Era flortit special pentru cactus și plante suculente. Bineînțeles că este un substrat foarte nisipos, care nu reține apa, pentru că cactușilor nu le place apă multă și noi avem obiceiul să le dăm foarte bine, ceea ce nu se face la cactus. De exemplu, cactușii mei, să știți că, de fapt, toate plantele suculente nu o să mai obțină niciun gram de apă pe tot parcursul ieri. Deci, îi las de udat până la primăvară. La primăvară o să le fac prima udare. Folosesc niște ghivece mai mari cu aproximativ 2 litri. O să pun puțin substrat jos. Deci tot timpul când mutăm o plantă dintr-un ghivece într altul, trebuie să punem substrat virgin la fundul ghivecelui. Și acum să vedem ce se întâmplă. Dacă ne înțepăm sau nu. Încerc să obțin o poziție cât mai dreaptă a plantei. După care presez doar pe margini, unde este substratul nou. Pare că am scăpat ușor. Am reușit să pun și plantele drepte. Să puțin așa, sper. Dar eu zic că este. Acum am și stabilitate. Cam atât a fost și cu
cactus și aceștia deosebiți. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc mai bine.